Maria are 6 ani și e în clasa pregătitoare. Părinții ei au dus-o la medicul oftalmolog pentru a se asigura că vederea copilului e bună. Am fost doar o dată, se părea că lui mami că nu văd bine. Ei, din fericire, au posibilitatea aceasta, dar fac parte dintre treimea care are această posibilitate. Tocmai ce am programat consultul oftalmologic și este în jur de 150 de lei. Posibilitățile de a preveni sau trata din timp afecțiunile oculare sunt însă extrem de mici, mai ales pentru părinții cu o situație materială precară. Din acest motiv, mai mulți parlamentari ai PNL au inițiat un proiect de lege prin care propun ca elevii din clasele primare să primească anual o sumă de bani pentru evaluări oftalmologice. Alocarea de o vouchere în valoare de 200 de lei pentru fie achiziția de ochelari, fie consult oftalmologic, modalitatea de a intra în posesia acestui voucher prin inspectoratul școlar și se adresează tuturor copiilor, nu doar copiilor din familii defavorizate. Inițiativa e susținută și de aleșii PSD, care spun că prevenția e mult mai ieftină decât tratarea. Aceste vouchere se contează prin Casa de Sănătate, la cererea părinților la începutul anului sau ulterior. Potrivit unui studiu invocat de inițiatorii proiectului, 70% dintre români nu merg la timp la o consultație oftalmologică. Trebuie să facă consult după vârsta de 3 ani orice copil. De preferat, acest consult să fie anual până către vârsta de, 14-15 ani. Aleșii USR susțin că vor aduce un amendament pentru ca valoarea voucherelor să crească. În momentul respectiv, copiii săraci vor afla că au nevoie de ochelari și atât. Statul i-a ajutat doar ca să afle că au nevoie de ochelari. Inițiatorii proiectului așteaptă de la guvern răspunsul legat de sursa de finanțare, care ar urma să acopere costurile pentru cei 940.000 de elevi înscriși de la clasa pregătitoare până la clasa a patra. Proiectul urmează să fie supus votului în plenul Senatului, apoi va ajunge la Camera Deputaților forul decizional.